Domnia înțeleptului Solomon După moartea lui David, Dumnezeu alese peste Israel pe destoinicul lui fiu Solomon. Odată, Domnul îi se arătă lui Solomon în vis și îi spuse să ceară tot ce dorește, iar el îi va îndeplini dorința. Atunci Solomon, neștiind cât îi e de greu unui tânăr lipsit de experiență să fie un împărat bun și drept, ceru înțelepciune, fără care n-ar fi putut conduce un popor atât de numeros. Plăcându-i cuvântul lui Solomon, Dumnezeu îi răspunse, Fiindcă n-ai cerut pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci numai o judecată înțeleaptă spre a putea face dreptate, iată că ți îndeplinesc cuvântul. Îți dau o inimă înțeleaptă și pricepută. Îți mai dau și ce n-ai cerut, bogății și mărire, așa încât, în timpul vieții tale, niciunul dintre împărați nu va fi asemenea ție." Și dacă vei umbla pe căile mele și vei păzi și vei urma legile și poruncile mele, precum a făcut David, tatăl tău, îți voi înmulți și zilele. Odată, veniră la Solomon două femei care se certau pentru un copil nou născut. Fiecare susținea că pruncul era al ei. Pentru a putea afla care femeie mințise și care avea dreptate, Solomon porunci să se aducă o sabie și zise Tăiați copilul în două, și dați o jumătate uneia și o jumătate alteia. Împăratul voia numai să le pună la încercare și nici nu se gândea să o omoare nevinovatul copilaș. Atunci una dintre femei a zis, Să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l!" Cealaltă însă strigă înfricoșată, Dați-l mai bine ei, numai să rămână în viață!" Astfel descoperi împăratul pe adevărata mama a pruncului, pentru că ea era gata să-și dea copilul alteia, numai să știe că el va rămâne în viață. Dacă vom asculta și noi de Domnul și îi vom cere înțelepciune înainte de toate, el ne va îndeplini dorința, căci Domnul a zis, cere și ți se va da.